ieșit apele. Să știți că a ieșit apele, domnul reporter. Și apă. Mă sunt de la primărie. Da, șeful? Bună ziua, aveți onoare cu Bodale Vasile. De unde? De la Vicov de Sus. Bucovina? Da, Bucovina, da. Ce faci? Ce să fac? Uite, am trecut punțile, dar am trecut cu chin cu vai. Apele sunt în spatele lui ăsta, lui Cârdiei. E ieșit în spate. De la piață, da. Numai eu am trecut și așa sunt apele în spatele meu. Și alte și alea au intrat apă pe la dumneavoastră? Da, pe la spânul, pe acolo. Sigur? Sigur. Și cum ies acum? Cum v-am mai descurcat? Lili, v-am venit acasă. Da, Lili? Cu ce e Lili acasă? Cu ce? Cu ce e acasă? Cu șinii? Am înțeles. Și alte și alea, bine, tot bine, tot în regulă? Și ieșit apă, auzi. În margine e 40 de centimetri. Dumitru ăsta care mai vine la haltă la dumneavoastră, e nisipul, balastru, îl sui sus, tot. Au trecut două elicoptere de la Smurt și unul de la Realitate TV, trecut la Ulma. Da. Și alte și ele, spune-mi o țără, o ieșit pe ogor la dumneavoastră? Ce? Apa. Nu. Deloc? Deloc. Și cum ies acum? Cum se mai descurcă cu apele? Ai mai auzit? Că dumneavoastră aveți cablu de la Juravli, e la Dragoș. Și-o spus? Și-o mai spus Emil Boc cu pușca și cu curea o lată? Și-o mai zis? Ce spune? Se poate descurca, nu? Cât e cât? Da. Pe acolo, pe la pământ, pe la dumneavoastră, mai ieșit ape. Mai este eu, dacă mai plouă așa cum au mai plouat, am spus că iese și la Horea. Bine, mă, unde-o la, mai ladă, mai una, o cică să mă urmă, să așeze și scos și bag în casa lui. Am de lucru, mă, mă. Ei, Dumnezeu, mă duc, că așa cu el.